Preaiubiții Domnului, haideți, din respect pentru cuvântul Domnului, să ne ridicăm înaintea Domnului și voi citi un cuvânt din Epistola lui Pavel către Romani, din capitolul 8, de la versetul 12 până la versetul 15 și 16. Pagina Scripturii pentru cei care doriți să urmăriți 1101. Creștinul trăiește în așteptarea mântuirii. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul face să moară faptele trupului, veți trăi. Căci toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu, sunt fii ai lui Dumnezeu. Amin. Și voi n-ați primit un duh de robie ca să mai aveți frică, ci ați primit un duh de înfiere care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Însuși Duhul adeverește împreună cu Duhul nostru că suntem copiii ai lui Dumnezeu. Amin. Acesta e cuvântul Domnului din Scriptură. Vă mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Dragii mei, ne-am bucurat în dimineața aceasta, în rugăciune, ne-am bucurat în cântare, părtășie frumoasă, am simțit prezența Domnului. Haideți să vedem astăzi ce vrea să ne vorbească Domnul din cuvântul Lui. Amin, amin, amin. Știu că și pentru mine e greu, 3 predici în 2 zile, în 24 de ore. Nu e ușor nici pentru dumneavoastră, dar vă rog îngăduiți-mă, că așa cum amintea fratele, o să plec. Spuneam și fraților la mine la adunare, nu predic tare des, că știu ce înseamnă. La un moment dat, poporul Israel în pustie, băi, ne-ai scos Moise din Egipt și acolo mâncam carne. Și aici Dumnezeu ne dă acum mană, numai pâine, cu toate că mana aia așa era de bună, să mă ierte surorile, dar nu face și fratele bucătar. Nu faceți voi așa bună mâncare, ce mană dădea Dumnezeu atunci la Israel. Și la un moment dat o să zic Israel, era mai bine acolo, la carnea lui Faraon, în robie, era mai bine acolo. Așa suntem și noi ca ei, să știți, de multe ori. Ne dă Dumnezeu cuvânt, ne dă Dumnezeu cântare, ne dă Dumnezeu slujitor care să facă. Și la un moment dat firea asta spune, e prea mult. De fapt, cuvântul de ziua de azi, asta ne învață, că noi trebuie să ne luptăm cu firea. Și e mai grav că de multe ori și în adunare trebuie să ne luptăm cu ea, să o scoatem afară. Mai vezi câte unul că mai închide așa câte un ochi, numai câte unul, nu amândoi. Mai vezi câte unul că mai iasă afară să duce, să plictisește. Mai vezi câte unul că poate nu-i convine ce predică predicatorul. Dragii mei, în dimineața aceasta aș vrea să înțelegem că Dumnezeu e acela care ne dă binecuvântare prin cuvânt. Dar pentru asta trebuie să faceți dumneavoastră ceva, să știți. Totdeauna spun și la frați la adunare, la mine, să spuneți, Doamne, binecuvintează-l pe robul tău. Amin. Ca să avem ce asculta. Amin. Ca să avem cu ce să ne întărim. Amin. Ca să avem cu ce să ne umplem inima. Amin. Că, dragii mei, de predicator cu vorbe goale, e plină lumea asta. S-o împuținat aia prinde Duhul Sfânt. Aia ca transmit mesajul cu putere. Și în ziua de astăzi, aș vrea să nu vă spun vorbe goale, aș vrea să vă spun, dacă vreți, un mesaj care să fie plin de la Dumnezeu, de Duhul Sfânt. Vreau să fie din Scriptură. Și Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Un mesaj care ne provoacă în dimineața aceasta și ne spune că noi nu mai trebuie să trăim într-un anumit fel și spune, așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Știți că noi suntem într-o luptă. În fiecare zi, aminteam și ieri, noi suntem într-o luptă. Și dacă într-un moment din viața noastră am pierdut esența luptei, scopul luptei, profită diavolul. De fapt, ca într-un război, uitați-vă în Ucraina, acolo, cu rușii, acolo, ce s-a întâmplat, la un moment dat, cei care atacă sunt respinși, nu sunt respinși și în momentul în care mor oameni, se pierd armamentul, o grămadă de bani investiți care se pierd din lipsă pentru că acolo e neatenție sau neglijență sau poate neputință, dacă vreți, nepregătire. Ei, așa e și în lupta pe care o ducem noi, lupta împotriva firii pământești și omul lui Dumnezeu Pavel ne spune în Efeseni, în capitolul 6, cu versetul 12, ne spune acolo omul lui Dumnezeu Pavel că voi nu aveți de luptat, că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva căpetenilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui viac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești.
Vedeți de unde ne atacă? Nu de pe pământ. Duhurile rele, uitați că încă au acces în locurile cerești. Asta ne spune omul lui Dumnezeu. Mergând mai departe, omul lui Dumnezeu, Pavel spune în 2 Corinteni, în capitolul 10, de la versetul 3 și 4, măcar că trăim în firea pământească, totuși nu ne luptăm călăuziți de firea pământească. Ascultați ce spune versetul 4. Căci armele cu care ne luptăm noi nu sunt supuse firii pământești, ci sunt puternice, întărite de Dumnezeu ca să supre întăriturile. Asta ne ține în picioare, dragii mei. Armele cu care ne luptăm noi sunt armele care ni le dă Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru asta. Fraților, dar se poate, surori, se poate să luptăm împotriva firii pământești, să fim biruitori? Dacă privim în Galateni, în capitolul 5, acolo avem faptele firii pământești și roadele Duhului. E așa de important să înțelegem că noi, ca copii al lui Dumnezeu, avem un renume. Dragii mei, avem o calitate. Atunci când într-o localitate, într-un oraș, într-un sat, este un om cu renume, oamenii din localitatea aceea au pretenție ca și copiii din familia aceea, toți din familia aceea, să fie niște oameni cu renume. Și când se întâmplă o nenorocire, când vine un păcat la un păstor de adunare dintr-o localitate, mai ales la țară, zice, mă, ăsta e copilul lui Sorin, care e păstorul bisericii de la Livada. Dragii mei, și bine așa. E bine așa, așa trebuie să fie. Dar de multe ori nu suntem noi vinovați, că nu mai putem de multe ori face anumite lucruri decât prin rugăciune. Amin. Și Domnul ascultă rugăciune. Se întâmplă nenorociri și se întâmplă lucruri care Domnul să ne păzească de ele. Dar numele de pocăit, de fiu de Dumnezeu, că de asta spunem aici, ne dă o calitate. Aduce, dacă vreți, o transformare semnificativă în viața noastră, care ne spune că noi nu suntem singuri. În lupta aceasta noi nu suntem singuri. În momentul când am avut nașterea din nou, în momentul în care am intrat în apa botezului, am făcut un legământ. Noi am promis Domnului că vom fi cu El până la moarte, până în veșnicie. În momentul am intrat în legământ, am făcut un legământ în care ne spune Dumnezeu că și El e cu noi mai mult decât suntem noi cu El. Că dacă n-ar fi El de partea noastră, spune Psalmul 121, ar fi dai vai de noi. Dragii mei, în dimineața zilei de azi aș vrea să vedem trei lucruri care ne ajută să înțelegem dacă mai suntem cu adevărat fiii lui Dumnezeu, dacă purtăm acest renume pe care îl avem și spun, Doamne, ajută-ne! S-ar putea ca cineva, s-ar putea ca undeva să fi greșit, poate, și să fi scăpat anumite scopuri din direcția bună pe care am fost odată și ar trebui să ne transformăm. Haideți în dimineața aceasta să privim la ce înseamnă o transformare și o rămânere a fi fiul de Dumnezeu. E adevărat că noi ne-am pocăit, e adevărat că noi venim la biserică, e adevărat că noi slujim, e adevărat că auzim cuvântul lui Dumnezeu. Se spune despre un băiat odată, într-o localitate, s-a pocăit. Ăsta a fost boxer înainte, a fost un bătăuș deosebit, avea vreo 130 de kilograme. În sat, la el, la discotecă, la baluri, la unde mergea, nu stătea nimeni în fața lui. Pe toți îi bătea. Deci că se făceau ăștia gașcă de 10, de 15, avea, știa și box, mai știa și ceva lupte, știa toate bătăile care erau posibile, îi bătea pe ăștia de nenorocea. La un moment Domnul l-a transformat, l-a schimbat, l-a adus în biserică, s-a pocăit. Ce s-a înțeles ăștia în sat? Bă, zi, acum, fii atent, acum putem să-l batem pe pocăitul. Că acum Biblia lui l-a pocăit zice că trebuie să rabde. Ne înțelegem că într-o seară când iasă la adunare așa când se întunecă, când merg pe masă la biserică și zice, merg și tragem o bătută, ne răzbunăm pentru toate bătutele care ne-o da el care a fost în 10-15 ani. Zice și făcut, într-o seară ieșea băiatul de la adunare, trebuia să treacă printr-un loc așa mai retras, unde era întuneric, nu era lumină și îi ies vreo 10-15 în față, se ducă tăi el și auzi pocăitul, zice, fii atent aici la noi. Deci tu ne-ai bătut 10-15 ani, ne-ai rupt pe toți. Acum fii atent, am vrea să ne batem noi, că știi ceva, tu ești pocheai pocăit și tu nu mai ai voie să dai pocăiți, nu au voie să mai dai. Așa zice Biblia voastră, nu? Ăsta de el s-a gândit un pic, s-a uitat la ei și a zis, băi băieți, ascultați-mă bine. Biblia mea mai spune ceva. Zice, ferice de cel care a putea să rabde. Zice, eu îi putea răbda și vai de mine, dar de noi putea răbda și vai de voi. De multe ori facem și noi așa, dragii mei, și punem poate lucrurile în cumpănă și când suntem în situații, dacă vreți, care poate ne pot face chiar să facem un păcat micuț. Nu mai răbdăm. La noi am mai auzit la unul expresia asta când am intrat slujitorul noi niciodată. Spune, măi, eu zice, las pocăința 10 minute și vai de tine. Ascultați-mă, nu există pocăință lăsată de 10 minute. Aia e lăsată de mult. Nici măcar de ore, nici măcar de săptămâni, de luni. Aia poate nu ai avut pocăința, aia poate n-ai avut-o. Dacă zici, las pocăința 10 minute, îmi rezolv problema și mă întorc înapoi, dragi. Nu o să poate așa ceva. Duhul lui Dumnezeu ne spune că trebuie să luptăm. Amin.
Și lupta asta e pe numit reguli, ca în armată. Să amintea, fratele, amintea foarte bine. Ca în armată, lupta Duhului împotriva firii pământești. Primul lucru care trebuie să-l facă, dragii mei, un fiu de Dumnezeu, el iubește mai mult ca orice ce? Casa lui Dumnezeu. Dar ca să iubești casa lui Dumnezeu, trebuie să ai simți. Simțul responsabilității duhovnicești. Simțul legăturii cu cerul. Iacov, când a fost în Genesa, în capitolul 28, și-a dormit acolo cu capul pe o piatră, când s-a trezit din somn, știți ce a spus omul ăsta? Aici este casa lui Dumnezeu. Și-a continuat și-a spus, este poarta cerurilor. Pe poarta cerurilor, în momentul ăla, Iacov vedea ceva, niște îngeri care urcau și coborau. Eu vreau să spun că nu-i diferență ce-a văzut Iacov și ce este aici în adunare. Chiar dacă unii nu văd prin credință, pentru că n-au simțul răspunderii duhovnicești, nu au simțul responsabilității care se aducă în prezența Domnului, care să-și dorească aceasta, dragii mei, vreau să spun că îngerul se duce și duce raportul. Că e negativ, că e pozitiv. Că transformarea ta e una reală sau nu e reală, îngerul duce raportul. Că ai venit la casa Domnului să te bucuri sau ai venit degeaba, îngerul duce raportul. Dragii mei, la servici nu merge nimeni ca să nu facă nimic, înțelegeți? Trebuie să-l plătească patronul, trebuie să-l plătească, știu eu unde, dacă lucră în domeniul statul, trebuie să facă ceva. Îmi adevărat că la noi în România există o emisiune care spune statul la stat, ăștia stau mult că-s mulți. Îți prea mulți atunci ca să poată să fentează, mai și stau în birou, să mai mută statul la stat. Dar lucrarea Domnului nu se poate, să știți. Nu putem să stăm în casa lui Dumnezeu fără să nu fim perseverenți, fără să nu fim atenți, fără să nu slujim Domnului. Și în dimineața aceasta Dumnezeu ne vorbește aceasta, că El ne spune că trebuie să iubim casa lui Dumnezeu. Dacă ești fiul lui Dumnezeu, trebuie să iubești casa lui Dumnezeu. Fiul risipitor, la un moment dat, Evanghelia după Luca ne vorbește despre el în capitolul 15, pleacă ăsta de acasă, risipește avere, face praf totul, ajunge la porci, că așa se întâmplă cu cei care intră în păcat, ajung la porci, porcul, dacă știți așa, în legea veche era animalul necurat. Dar tânărul acesta la un moment dat își vine în fire și măi, argații din casa tatălui meu, ăștia du mai bine ca mine și unde se întoarce? Înapoi acasă, ce era acasă? Casa tatălui, dragii mei, mai bine ca în casa tatălui nu-i nicăieri. Poți să mergi de la o margine la alta a pământului, poți să slujești unde vrei, poți să fii angajat unde vrei, mai frumos și mai bine ca în casa lui Dumnezeu, în casa tatălui nu-i nicăieri. Și Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta. Apoi Psalmul 23 cu versetul 6, David ne vorbește despre casa tatălui și omul acesta spune așa de frumos, așa de important și în dimineața aceasta, ascultați ce spune acolo cuvântul Domnului. Da, fericirea și îndurarea mă vor însoți în toate zilele vieții mele și voi locui în casa Domnului până când? Până când îmi place, până la sfârșitul zilelor mele. Dragii mei, o singură zi dacă ai ratat casa Domnului. O singură zi dacă te-ai oprit din alergare de a veni la casa Domnului, s-ar putea să fie ultima zi din viața ta. Și să spună Dumnezeu, în ultima zi tu trebuia să fii în casa mea. Trebuia să te bucuri cu frații, să te bucuri cu surorile, să te bucuri în prezența mea și tu ai plecat și ai slujit și ai mâncat roșcovelele porcilor. Dragii mei, de multe ori se întâmplă în viața noastră că nu-L slujim pe Domnul cu scumpătate din cauza asta. Le spun fraților întotdeauna când mă duc la adunare, fraților, mă simt cel mai bine. Mă simt bine și în familie și acum să nu mă înțelegi greșit. Nu cineva să-și urească familia. Dar la un moment dat ne vom despărți de soții, de soți, de copii, vom pleca în veșnicie. Și ce am făcut în casa tatălui, a lui Dumnezeu, va rămâne pentru totdeauna. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze. Este o zi specială, ziua aceasta frumoasă în care suntem în casa tatălui. Apoi, mergând mai departe, Cartea Evreilor, capitolul 3, cu versetul 6, mulțumesc că m-a ajuns foarte repede, să fim perseverenți și cu timpul. Acolo, Evrei, capitolul 3, cu versetul 6, cuvântul Domnului spune așa, dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu. Și casa lui Dumnezeu suntem noi dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Frasuror, mai avem nădejde? Dacă nu mai avem nădejde, să spunem ca și ucenicii la un moment dat, spune, Doamne, mărește-ne credința, dar Doamne, mărește-ne și nădejdea. Că nădejdea aceasta nu înșală, așa spune cuvântul lui Dumnezeu. Nădejdea asta când vii în prezența lui Dumnezeu, nădejdea când ești fața Scripturii și Scriptura îți vorbește, nădejdea aceasta nu te poate înșela. Nădejde înșelătoare pe pământul acesta, se fac promisiuni, se fac contracte, care la un moment dat nu se respectă. Dumnezeu își respectă promisiunile cu da și amin.
Și întotdeauna promisiunile Lui s-au dus la îndeplinire pentru cei care au rămas încredințați în mâna Lui. Doamne, binecuvintează-ne să fim copiii Tăi care întotdeauna să iubim casa Lui Dumnezeu. Al doilea gând în dimineața aceasta. Unui fiu de Dumnezeu niciodată nu-i place păcatul. Dragii mei, se întâmplă accidente. Se întâmplă căderi de oboseală. Se întâmplă frământări. Apar probleme că suntem oameni. Dar unui copil al lui Dumnezeu nu-i place păcatul. Pune-mi, te rog, 1 Petru, capitolul 4, cu versetul 3. Ascultați ce spune acolo Petru așa de frumos. Nu mai poate să-ți facă plăcere nimic din lumea asta care te duce spre păcat. Ajunge în adevăr că în trecut ați făcut voia neamurilor și ați trăit în desfrânări, în pofte, în beții, în ospețe, în chefuri și ascultați aici, și în slujiri idolești neîngăduite. Și vine Apostolul Petru și spune, ajunge, gata, s-a terminat. Din momentul ăsta trebuie schimbată traiectoria 180 de grade. Duhul Sfânt îți spune că trebuie să te schimbi în totalitate. Duhul Sfânt îți spune, indiferent ce ești în biserică, poți să fii copilul păstorului, a cântărețului, a slujitorului, nu știu, a prorocului. Mântuirea nu-i prin părinți, prin Iisus Hristos. Și tu trebuie să intri într-o relație cu Dumnezeul cel veșnic, slăvit să fie Domnul pentru asta. Și trebuie să schimbăm traiectoria vieții noastre ca să se întâmple lucrurile acestea. În cartea 1 Samuel, în capitolul 8, găsim undeva de la 1 până la 3, fiii lui Eli, ne spune acolo cuvântul Domnului, că nu mai umblau ca și Eli, nu mai făceau și Dumnezeu se supără și spune, băi, copiii tăi, uite ce fac, se umblă la jertfe, neîngăduit. Ce se întâmplă? O putut să facă ceva Eli? În schimb, în capitolul 3, un Samuel, o femeie care ani de zile l-a cerut în rugăciune, care l-a dorit foarte mult. Și gândiți-vă la femeia aceea, să-ți ceri un copil care nu-l ai, pe nimeni o înțepa în fiecare zi și îi dă Dumnezeu un copil. Și putea să zic, Doamne, acum alții lângă mine. Dacă tot mi l-ai dat, eu îl iubesc foarte mult, Doamne, că mi l-ai dat. Și îl învăț eu ce trebuie învățat. Știi ce a făcut femeia asta? Doamne, știu că mai bun învățător ca tine nu-i nimeni, nici măcar eu. Nici măcar mama mai bun învățător ca Domnul nu-i. Dragilor, și femeia aceasta l-a duce la templu pentru că știa că acolo Dumnezeu o să-i vorbească. Un copil al lui Dumnezeu nu-i place păcatul și unde să vină să rezolve problema păcatului dacă nu în prezența lui Dumnezeu, dacă nu cu slujitorii lui Dumnezeu, cu mărturisirea în fața lor. Dragii mei, e așa de important să înțelegem că păcatul nemărturisit aduce moarte. Dragilor, păcatul nemărturisit, poate n-aveți curajul să veniți la păstorul vostru, cu toate care ar trebui, el e medicul vostru de aici. El e medicul vostru, care vă cunoaște, care vă știe. Dar se mai întâmplă și accidente. Am întâlnit și o frate, am întâlnit ce m-a mărturisit și se întâmplă și accidente. Dragii mei, dar mărturisirea, să știți că diavolul e acela care face oprire la ea. Și în ziua de azi mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Să vă călăuzească Duhul Domnului. Mergeți, mărturisiți-vă păcatul ca să scăpați de el. Și în ziua de astăzi Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu ne provoacă. În Evanghelia după Ioan, acum vreau să vă spun ce spune și Domnul Iisus. Ioan capitolul 8 cu versetul 34. Să vedem ce înseamnă, dacă vreți, cuvintele pe care Mântuitorul le spune. Și ascultați aici. Adevărat, adevărat, le-a răspuns Iisus, că oricine trăiește în păcat este rob al păcatului. Dragii mei, când un om trăiește în păcat, nu accidental. Ca și cu mașina, când mergem pe drum, eu nu să fie un accident. Ai respectat regulile și vine unul și se bagă. Și accident. E neprovocat de tine. E accidental. Dar când tu trăiești regulat în păcat în fiecare zi, Domnul Iisus le-a spus și ne spune și nouă, suntem robi ai păcatului. Și spun, Doamne, păzește-ne să nu fim robi ai păcatului. Dar pentru asta trebuie să cunoaștem, dragii mei, adevăratul sens al cuvântului. Să citim Scriptura, să fim, dacă vreți, foarte plini de dragoste de cuvântul lui Dumnezeu. Măcar o dată pe zi, câteva minute, dacă n-ai timp, o jumătate de oră, măcar câteva minute, inima ta se va umple de bucurie dacă citești Scriptura. Eu am fost morsist în armată și la un moment dat se spune despre un tânăr care trebuia să... De fapt, era un concurs undeva la armată, tot la armată, dacă tot povesteau frații de armată, trebuia să facă o angajare, să angajeze un morsist.
Și-au mers în sala în care era sala de așteptare pentru a intra la concurs. Au intrat acolo, s-au îngrămădit vreo 30 de persoane, stăteau în fața sălii și la un moment dat au început să se audă o bătaie. Și-au venit unul și-au intrat pe ușe, s-au uitat la ei în stânga, s-au uitat în dreapta și, tu știi, în birou, au intrat în birou. Păi a revoltat, până să sară ei în sus, ăla era în birou, nu mai a văzut ce face. A ieșit afară și după el, un general cu stea pe umăr, a spus, domnilor, domnul este angajat, din momentul ăsta concursul s-a ocupat, postul s-a ocupat. Ăia supărați, domnule, dar a venit ultimul. Păi noi stăm aici de o oră, de o jumătate de oră, de două ore de azi dimineață. Păi nu-i bătaie de joc. Domnilor, bătaia morții care ați auzit-o sună în felul următor. Cine cunoaște acest semnal să intre în biroul acesta. Tânărul a venit, o cunoscut și a intrat în birou. Ceilalți nu cunoșteau și au spus, domnilor, dumneavoastră ați venit aici, dar dumneavoastră nu cunoașteți morse semnalul. Tânărul acesta a venit, a cunoscut și a intrat. Dragii mei, în veșnicia lui Dumnezeu va intra numai cine cunoaște semnalul. Cine Duhul Sfânt l-a călăuzit prin cuvântul Scripturii, cine l-a slujit pe Dumnezeu din sinceritate, cine s-a apropiat de Dumnezeu și a lucrat sincer. Și chiar dacă cade câteodată în greșeală, pentru că omul lui Dumnezeu ne spune în epistole la Ioan, și chiar dacă cineva, copilașul, dacă cineva greșește vreodată, noi avem un iertător, un mântuitor, care e Iisus Hristos. Dacă ești în mâna Lui, chiar dacă este ridici și duci mai departe. Pentru că neprihănirea ta nu e o neprihănire oarecare, dar neprihănirea Lui e neprihănirea care te duce spre veșnicie. Și dacă ești în brațul Lui, Biblia ne spune că El a fost fără păcat. Fiul lui Dumnezeu, singurul fără de păcat, e puterea mântuitoare. E puterea care te duce și înaintezi pe cale. Și mă amintea sora și mă amintea fratele. Dragii mei, atunci când Dumnezeu te iubește, noi oamenii judecăm lucrurile în stilul nostru, în felul nostru. Dar Dumnezeu are modul Lui. Așa cum iubește Dumnezeu, dragostea lui Dumnezeu, să știți, când trece orice pricepere omenească. Doamne, binecuvintează-ne! Apoi, dragii mei, în continuare, în ziua de astăzi, cuvântul Domnului ne motivează și ne spune așa de frumos, că Dumnezeu e acela care ne provoacă în sfințenia noastră să urmărim ceva. Dragii mei, să urmărim pacea. Cartea Evreilor, în capitolul 12 cu versetul 14, cuvântul lui Dumnezeu ne spune acolo, urmăriți pacea cu toții. Ascultați-mă, cu toții și sfințirea fără de care... Fraților, dar se poate? Urmăriți pacea și sfințirea fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu. Și spun, Doamne, ajută-ne și dă-ne putere la aceasta. Ziua de astăzi să putem să stăm la îndemâna Ta. Plin de pace, plin de putere. Domnul să reverse pacea Lui peste inimile noastre. E așa de important, dragii mei, să vedem ceea ce Dumnezeu vrea în viața noastră. De multe ori, noi ne facem planuri. De multe ori, noi stăm înaintea Domnului într-un anumit fel. Și poate nu ne plac gândurile pe care Domnul le are față de noi. Dar, dragii mei, atunci când ai pace în inima ta, vreau să spun că ești cel mai binecuvântat om de pe planeta Pământ. Pentru că pacea lui Dumnezeu, ne spune omul lui Dumnezeu, Pavel, întrece, ascultați ce spune frate, orice pricepere. În ziua de azi aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze. Domnul să ne ajute să înțelegem că voia Lui e sfințirea noastră. Și apoi, mai am un gând care ne spune că cel care dorește să rămână fiu, să aibă calitatea aceasta de fiu, trebuie să dorească ceva. Psalmul 143, cu versetul 10. Ascultați ce spune David la finalul vieții. David a trăit 70 de ani. Vreo 37 a fost împărat. Se potrivește cu Domnul Iisus undeva, că Domnul Iisus la 33 a plecat. El la 33 și ceva ajunge împărat. Dar el la apogeul vieții deja, când era aproape de final, omul acesta spune ceva. Versetul 10, Psalmul 143. Învață-mă să fac voia ta, căci tu ești Dumnezeul meu. Dacă ne uităm la viața lui David, surprinde multe controverse. E adevărat că Dumnezeu îl iubește foarte mult. Dar omul acesta, la un moment dat, aici nu mai e vorba de neatenție.
Aici cred că deja e vorba de lipsă de respect și față de armată. Își trimite armata la război cu filistenii și el nu era chiar așa înainte. M-am uitat la timp, să știți. Era pe la vreo 50 de ani. 50 și ceva de ani, ca de vârsta noastră. Era în putere, cum zice fratele. Și omul ăsta a zis, măi, știi ce, nu mai e cazul. Armata e bine pregătită. Lucrurile merg bine. Am avut niște războaie care le-am dominat. Acum, știi ce, mă retrag și mă odihnesc un pic. Că am punct de decizie, decizional. Și s-a urcat ca Nebucadnețar sus undeva pe un palat acolo, pe o clădire înaltă. Știi ce înseamnă asta? Un duh de mândrie. Și spun, Doamne, păzește-ne. Un fiu de Dumnezeu niciodată n-are voie să fie mândru. Mândru, dacă vreți, la propriu, la figurativ, că e fiul lui Dumnezeu, da. Sunt mândru că sunt fiul de Dumnezeu. Dar mă opresc aici cu mândria. Unii spun, mă, ca mine nu predică nimeni. Fals. Fals. Ca mine nu cântă nimeni. Fals. Ca mine nu recită nimeni. Proroc ca mine, nu, păstor ca mine, nu există. Fraților, totul e fals. E falsitate. A fost unul mai bun ca noi. Asta a fost Iisus Hristos. La predicile Lui. Asta nu a avut facultate teologică făcut. Nu a avut doctorat. Să mă ierți, frate, te rog frumos. Nu fac referire, nu asta vreau să spun. Nu a avut niște școli. Dar vreau să vă spun că oamenii care s-au întors la mântuire au fost cu grămada. O mă, niște oameni care să-L prindă trimiși odată și au spus, băi, de ce nu L-ați adus? Domnule, ca omul acesta n-am mai auzit pe nimeni vorbind niciodată. Ăsta era Dumnezeu care L-a trimis pe Fiul Său în lume. Nu a avut facultate în medicină. Dar scris bolnav, îl vindeca Hristos, nu vindeca nimeni. Nici o medicină din ziua de astăzi nu poate să vindece cât o vindeca Hristos. A avut de adevărat modalitățile Lui. La un moment dat a spus, unge ochii cu tine și a făcut-o mai multe. Dar asta a fost modalitatea Lui. Așa a avut Hristos. Dumnezeu nu vindecă cum vrem noi și cum vrem noi, dragi, și când vrem noi. Dumnezeu vindecă cum și când vrea El și slăvit să-I fie numele. Că Lui se cuvine toată cinstea și toată lauda și închinarea. Și de acolo omul ăsta privește. Știți unde privește? Spre păcat. Atunci când nu mai ești în luptă, atunci când firea pământească te-a robit, să știi că nu te duci în altă parte decât să privești spre păcat. Nu ai nicio șansă să te salvezi numai dacă te întorci și îți întorci privirile. Și omul lui Dumnezeu, David, când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie. În ziua de azi te provoc, nu-ți întoarce privirile spre păcat, întoarce-ți privirile să te luminezi de bucurie spre Hristos. Doar acolo te luminezi de bucurie. Doar acolo vei fi în prezența Lui. Și marele războinic David, și marele psalmist David, și marele împărat David, și marele om iubit de Dumnezeu, nici măcar nu-i în stare să-și recunoască păcatul. Și vine omul lui Dumnezeu, Natan, la el și ăsta îl provoacă la un moment dat în 2 Samuel, în capitolul 12 și spune așa. Despre o cetate în care erau, nu mai citesc că e foarte lung, dar amintesc. Într-o cetate erau doi oameni, unul foarte bogat și unul sărac. Și la bogat au venit niște musafiri și bogatul o trimis după mielușa care era săracului. Și Natan îi povestește întreaga istorie și la un moment dat zice, nu, acum zi, David, cam ce zici tu despre asta? Oh, ce să zicem? Cum zicem și noi? Când e vorba de altul, versetul 5. Viu este Domnul că omul care a făcut lucrul acesta este vrednic de moarte. Știți ce e interesant aici? De multe ori Dumnezeu ne lasă pe noi să ne dăm sentința. Dumnezeu ne lasă pe noi să ne dăm sentința. Ne judecăm noi singuri. Păcatul nostru ne judecă pe noi singuri, dragii mei. Și David aici se judecă că el nu avea putere singur, dar a venit Natan. Și sentința și-a dat-o singur, neștiind că e sentința lui. În momentul în care rosti Natan sentința, tu ești acela, ce crezi că a făcut David? O încremenit. Vrednic de moarte. Vrednici de moarte am fost și noi. Ei unici din Scriptură, din Vechiul Testament, pe care Domnul îl iartă. Ei unicul pe care Dumnezeu îl iartă. Dar de la Domnul Iisus Hristos vreau să vă spun că sunt foarte mulți.
Și eu personal eram vrednic de moarte. Și frații erau vrednici de moarte. Toți eram vrednici de moarte. Doar a venit Hristos și a spus: iartă-i, Doamne! Pentru că am murit pe Golgota pentru ei. Iartă-i, Doamne, mai iartă-i anul acesta și mai lasă-i încă un an. Și dacă nu se pocăiesc, mai lasă să mai pui gunoi la rădăcină încă un an. Și poate, poate s-or pocăi. Și poate te așteaptă Domnul de vreo 20 de ani și încă nu te-ai pocăit. Poate te așteaptă Domnul numai de un an, e un har și ăsta. Dar te așteaptă Domnul. Și ziua de azi spune Dumnezeu, încă o dată, că trebuie să ne pocăim mai mult. Dragii mei, pocăință înseamnă proces de sfințenire. Asta înseamnă să ne apropiem de Dumnezeu. Ce înseamnă sfințenie? Ce înseamnă sfințire, dragii mei? Ce înseamnă? Să fii diferit de lume. Să fii, să-L iubești pe Dumnezeu. Nu să vorbești numai despre El. Nu numai să ai o religie. Nu numai să fii penticostal. Nu, să fii pocăit. Amin. Să-L slujești pe Domnul cu bucurie. Amin. Și continuă mai departe cu ceea ce se întâmplă cu David. Și spune în versetul 11, pedeapsa pe care îi vorbește Domnul acum, nu ce-o spus ei. Iată, așa vorbește Domnul. Iată, din casa ta voi ridica nenorocirea împotriva ta și voi lua sub ochii tăi pe nevestele tale și le voi da altuia care se va culca cu ele în fața soarelui acestuia. În versetul 6 mai spune el ceva acolo: și să dea 4 miei pentru că a săvârșit fapta aceasta și n-a avut milă. Asta spune el. Alealte spune Domnul. S-au împlinit lucrurile astea în viața lui? Ce ziceți? 4 copii care Domnul i-a luat, dar mai mult de atâta, o lupta și împotriva lui. Apoi cu femeile despre care vorbește aici cuvântul Domnului, în capitolul 16 cu versetul 22, ascultați ce spune aici cuvântul Domnului. Dar citim de la versetul 20 ca să fie mai pe înțeles. Absalom a zis lui Ahitofel: sfătuiți-vă împreună ce avem de făcut. Și Ahitofel a zis lui Absalom: intru la țiitoarele pe care le-a lăsat tatăl tău pentru paza casei, astfel tot Israelul va ști că te-ai făcut urât tatălui tău și mâinile multora tot celor ce sunt cu tine se vor întărâta. Au întins un cort pentru Absalom, pe acoperiș, și Absalom a intrat la țiitoare tatălui său în fața întregului Israel. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu se duce la îndeplinire cu da și amin. Dar și sentințele lui Dumnezeu se duc la îndeplinire cu da și amin. Știți ce mi-aș dori? Dacă în viață aș face un păcat pentru care ar trebui să fiu pedepsit, să mă pedepsească Dumnezeu. O spus David, mai bine să cădem în mâinile lui Dumnezeu, Domnului, decât să cădem în mâinile oamenilor. Dragii mei, dacă ești fiul lui Dumnezeu, atunci când greșești, și cel mai des întâmplă lucrul ăsta, când nu te mai lupți, când renunți, frații mei, surorile mele, să nu stăm degeaba niciodată. Să nu spunem: îmi las armata. Să nu spunem: las păstorul. Să nu spunem: las prorocul, las cântărețul și eu pot să mă odihnesc. Să te urci pe acoperiș undeva și să privești în zare departe, să crezi că te odihnești. Că atunci diavolul te lovește și te ispitește cel mai tare. Dacă l-a ispitit pe Domnul Iisus Hristos și a venit la el și a spus cu cuvântul și a spus: poruncește că ești fiul lui Dumnezeu. Aleluia! Și putea, dacă eram noi, ce spuneam? Poruncim acum, că era o minune dumnezeiască și se întâmpla acolo ceva. Dar știți că era gravitatea faptului? A faptei aceea? Era că l-asculta pe diavolul. Dragii mei, se întâmplă și în adunări de mult oameni care ascultă anumite lucruri, dar e un dud de mândrie acolo. Dragii mei, noi slujim pe Domnul Iisus Hristos. Și ceea ce primim de la El pe baza cuvântului sfânt, e cu da și amin. Omul lui Dumnezeu Petru spune așa: chiar un înger din cer, dacă ar veni să vă aducă o evanghelie, ce să fie? Anatema, adică să fie nimica, zero. Dacă un înger din cer ar veni, dragii mei, să ne aducă o altă evanghelie, să fie anatema. Trăim o vreme în care, dacă vreți, se întâmplă în jurul nostru lucruri. Și nu o spun cu răutate, o spun cu toată dragostea. Domnul să-i trezească pe unii. Am întâlnit oameni care au spus: știu anul în care vine Domnul. Păi dacă Biblia mea spune că nici măcar Fiul nu știe, nici măcar Iisus Hristos, de ce să fac eu o afirmație din aceasta? Dragii mei, aș vrea ca Domnul să ne păzească. S-ar putea ca de multe ori din neatenție sau poate din prea mare impuls să vorbim lucruri care nu sunt în Sfânta Scriptură. E adevărat că vremurile se duc la îndeplinire și eu mă bucur că se duc. A venit COVID-ul și oamenii s-au speriat și oamenii au alergat dintr-o parte în alta și am văzut presbiteri și am văzut proroși care au spus: nu mă duc la adunare, că mi-a vorbit Domnul să, asta, că nu mă, să mă retrag o vreme. Serios? Să te retragi din biserică? Să te retragi din adunare?
Eu nevrei găsesc în capitolul 10 cu 25 să nu părăsiți adunarea, acum unii obicei, de ce un obicei care îmi spune Scriptura că nu-i bun. Mie nu vorbește Domnul peste Scriptură, nu are cum. Că nu vorbește Domnul împotriva lui. Domnul nu vorbește împotriva lui, împotriva mea poate să vorbească Domnul, dar împotriva lui nu vorbește Domnul niciodată. Să nu părăsim adunarea cum au unii obicei. O venit la mine în magazin persoana respectivă și am spus, dar aici nu-i COVID. Apoi zice, aici nu e așa mare aglomerație. Iar e vrea că era numai vreo 4-5 ani. Zice, aici nu e așa mare aglomerație. Eu vreau să spun că aici e mai mare aglomerație ca la biserică. Că în biserică e îngerul Domnului care dăbărește în jurul celor ce se tem de el. Dar în magazin nu știu dacă e îngerul Domnului cu tine, dacă ai principii de acelea, adevărat, el e peste tot, Duhul Domnului e peste tot. Dar în momentul în care l-ai părăsit și nu mergi la biserică, nu mai nici la magazin cu tine. Și Domnul să ne ajute să ne binecuvinteze. Dragii mei, vreau să mă opresc aici. Vreau să vă spun că m-am simțit bine în prezența Domnului împreună cu dumneavoastră. Nu știu dacă ne mai vedea pe aici. Mi-aș dori să mai ajung și o să mai vin prin Austria, probabil, dar ne lăsăm la latitudinea voiei lui Dumnezeu. Că atunci când e voia lui Dumnezeu, ea e bună, e plăcută și și desăvârșită. Așa spune omul Dumnezeu Pavel în Romani, în capitolul 12. Ne lăsăm la de mâna Domnului. E frumos când te duci undeva și când vezi că Dumnezeu lucrează. E adevărat că și oamenii când sunt binecuvântați, îi vezi plin de dragoste, te simți împlinit. Și mie îmi place când vin oamenii la noi, invitații și frații care au fost, cred că pot să confirme asta, îmi place să văd că oamenii pleacă mulțumiți. Amin. Pentru că Biblia ne spune și asta, fiți primitori de oaspeți. Amin. Și unii nici măcar atâta nu știm să fim. Dar Domnul să ne ierte, să ne învețe, să ne ajute ca să putem să înaintăm și în domeniul acesta. Dragii mei, atunci când Dumnezeu lucrează, toate lucrurile se zidesc frumos. Toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Mă amintesc de o întâmplare și se spune despre perseverența unui om, că aici avem noi probleme cu perseverența. Ne uităm, Doamne, ne rugăm ca să se întâmple o minune sau să se facă o vindecare. Dragii mei, eu vreau să vă spun ceva. Eu când m-am pocăit, mie Domnul nu mi-a promis că nu voi avea năcazuri, încercări și suferință. V-a promis la careva? Nu v-a promis, așa-i? Păi atunci de ce suntem de multe ori ipocriți? Mi-a promis altceva. Că El va fi cu noi până la sfârșitul zilelor. Amin. Și știu că și în suferință eu știu că e Domnul cu mine. Și vorbeam aseară despre credință. Când n-am, e adevărat că n-avem credință. Când suntem acolo, n-avem credință. Dar chiar dacă n-avem noi credință, dacă am fost oameni perseverenți și pocăiți, vreau să spun că Domnul e cu noi acolo. Amin. Și El spune că nu îngăduie mai mult decât putem duce. Amin. Nu îngăduie El mai mult. Că El știe cât poate. Și spune despre omul acesta că la un moment dat, undeva în Polonia, într-un oraș, nu mai rețin exact orașul, dar s-a dus un evanghelist atunci, imediat după ce a fost la ei și la ei, revoluția care a fost la ei, nu a fost cu sânge, a fost schimbarea cum a fost, dar omul ăsta a început să vestească Evanghelia, să propovăduiască și făcea niște pliante așa frumoase care le împărțea la oameni. Și o zi, mă duc la primărie, cer un loc, cer aprobare să-mi dea un loc unde să pot să... avea și testamente, Noua Testamente, și să am un loc unde să fie mai de centru, ca să treacă oameni mulți. Vedeți-vă treabă, că doar ăștia când au făcut lucrarea și el a cerut aprobarea, a spus, domnule, nu avem să-ți dăm. De vreo 3 ori l-a refuzat, da? La un moment dat, ca și a patra oară, ca și femeia aceea care rămâne la judecător, a fost a patra oară, băi, zice, uite, tăi să scăpăm de asta, îi dăm undeva acolo, în afara orașului, lângă o pădure. Și scăpăm de el și acolo nu trece nimeni și m-am terminat discuția. Omul a acceptat, da, auzi, și în afara pădurii, zice. Doamne, auzi, dacă vrei să fie vestit numele tău, dacă vrei să împărți testamentele astea. Și zis, și acolo, eu-ți mulțumim și acolo. Da, domnule, autorizație, s-a dus, o stat, omul s-a dus prima zi, nimeni nu a venit pe acolo, nu a trecut nici măcar un călător. A doua zi, nimeni nimic. A treia zi, nimeni nimic. Când e a patra zi, un stol de câteva mii de berză, vin lângă pădure și toate se așează acolo. O văzut din oraș. Reporteri, cu aparatură, cu filmatul, ziariștii. Băi, treceau oamenii, mii de oameni care au venit să vadă berzele și au venit să vadă ce se întâmplă acolo. Ce crezi s-a întâmplat? În vreo 3 ore nu mai avut noi testamente, nu mai avut broșuri, nu mai avut nimic. Dragii mei, așa lucrează Dumnezeu. El își apără lucrarea. El, dacă vrea să lucreze, este important ca noi să rămânem la dispoziția Lui perseverenți. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Și dacă îmi permiteți, vă mai spun una reală. Că tot îi rusalile și suntem provocați de puterea Duhului Sfânt. O lucrare care s-a făcut tot așa cu ajutorul Duhului Sfânt. Se spune despre o localitate, un frate evanghelist se ducea acolo de vreo, nu știu, cred că 10-12 ani după Revoluția, asta a fost la noi în România. Și a început să meargă, să propovedească Evanghelia, era o bătrânică la care mergea în casă și acolo făcea întreaga lucrare. 10 ani de zile nu s-a întâmplat nimic.
La un moment dat a cerut și el căminul cultural, că ăsta în Polonia cu afișele și cu Noul Testament, a cerut căminul cultural, când a auzit preotul și șeful de post și primarul, domnule, nici poveste de așa ceva. Dar după vreo 2 ani de zile, după ce tot a făcut și așa s-a săturat de el, a spus, băi, uite, totuși îți dăm curtea căminului. În curtea căminului tu poți să faci acolo evangelizare și apoi dacă ori veni cineva bine, dacă nu ori veni tot bine. O luat ăsta un grup de tineri din biserica lui, din la ora, s-a dus acolo, și-a aranjat instrumentele, orgă, chitară, tot, acordeone, ce-a fost acolo. O tras, n-avea nici curent, o tras de la sora bătrânică, care era, șansa era că era chiar peste drum. O tras curentul acolo și au început tinerii să cânte, har, s-au umplut vreo 100 de oameni. O zis fratele ăsta, evanghelistul, bă, zice, acum e momentul, înseamnă că Dumnezeu lucrează. O cântat tinerii aproape o oră acolo cu slujbă, cu tot ce-a făcut și a început el să trebuiască să pregătească ca să citească mesajul și să predice. Când a început să își pună ochelari, așa ca și noi, că avem și noi ochelari, și a început să citească textul, dintr-o dată undeva din stânga, a început să vină niște nori negri. A citit textul și am nu se mai uita la mesaj, nu se mai uita la mine, se uita la nori. Și se gândea, Doamne, acum nu mi-a oprit chiar acum, mi-a oprit, după ce am prins după atâția zeci de ani, am prins acum momentul să predic Evanghelia și tu nu vrei să mă oprești? Da, să vă spun că înainte el s-a rugat. Și a zis în rugăciunea lui, Doamne, te rog să binecuvintezi satul acesta, să binecuvintezi cu ploaie, să-l binecuvintezi cu bogății, să-l binecuvintezi cu tot ce trebuie, să nu ducă lipsă nimic în satul acesta oamenii. A început să predice, dar nu a apucat, 10 minute. A venit o ploaie din aia că abia a apucat să-și strângă sculele să le bage la sora bătrânică în casă. Năcăjit, fratele nostru, cu Dumnezeu la dialog. Auzi, Doamne, o singură dată am prins și eu pe mine să nu mă mai vinuiești că nu se pochez oamenii în satul ăsta. Eu nu-s de vină, tu ești de vină. Așa facem noi. Deci, Doamne, eu am vrut să predic Evanghelia, am rezolvat cu primarul, am rezolvat cu șeful de post, cu toți am rezolvat, cu toate, tu m-ai încurcat. Și în timp ce vorbea el așa cu Dumnezeu în gândul lui, numai el s-auzea, vine șeful de post și cu primarul, fără preot acum. Vine șeful de post cu primarul, îl cheamă afară, acum, Doamne, să mă și amendează, să mai mă scape și niște bani, că apoi mai rezolva cu totul, Doamne. Asta mai lipsește, eu mă retrag cu totul. Spre surprinderea lui, în schimb vine primarul și spune, Domnule, vreau să vă felicit și să vă întreb ce fel de om sunteți. La care el se blochează. Păi, Doamne, ce fel de om sunteți? Sunt un om, slujesc Domnului dintr-o biserică, de acolo, sunt așa. Nu, nu, Domnule, ce fel de om ești dumneata? Domnule, sunt și un om. Domnule, ascultă-mă bine. Zice, preotul din satul ăsta, au ieșit vreo 3-4 ani, zice, cu prapuri în câmp, au făcut rugăciuni pentru ploaie, de 6 luni au plouat în satul ăsta. Au făcut rugăciuni, au ieșit cu prapuri, au ieșit, au făcut tot ce o știu ei mai bine. Dumneata, zice, ai venit și în 5 minute, zice, când te-ai rugat, mi-a spus oamenii, ești că o și vine ploaia. Ce fel de om ești ăsta? Ce fel de om ești dumneata? Și fratele a înțeles că nu a predicat atunci, dar Dumnezeu și-a pregătit el lucrarea. Astăzi acolo e o biserică de vreo 30 de oameni. După vreo 10-15 ani de atunci, și fratele se duce împreună cu alții și acolo este o biserică în care se vestește numele glorios al lui Dumnezeu. Așa lucrează Dumnezeu, dragii mei. De multe ori noi privim la lucrare și spunem, Doamne, dacă făceai ca și mine, era mai bine. Nu. Niciodată nimeni nu face mai bine ca Dumnezeu. El e Alfa și Omega. Începutul și sfârșitul. El e biruință. Dacă lăsăm programate lucrurile în mâna Lui, în orice circunstanță, în orice domenii, dacă vreți, El își duce lucrarea la îndeplinire. Și poate aș putea să vă spun multe, cum am trebuit să rămân în România, dar poate altă dată vă spun, cum Domnul m-a oprit să rămân în România. Eu trebuia să fiu prin Italia acum de vreo 30 de ani, dar am rămas în România și sunt binecuvântat și acolo. Nu-i meritul și slava mea, e gloria Lui. Dacă mă bucur pentru ceva, mă bucur pentru biserica pe care o vedeți și vă uitați la ea. Când am intrat slujitor, erau vreo 50 și ceva de oameni. Astăzi suntem 120 și cred că vreo 5, fără tineri care mai sunt vreo 60, într-o localitate care nu are 1000 de oameni. Asta e lucrarea lui Dumnezeu. Dar este important ca noi să fim fii de Dumnezeu și să rămânem în lupta aceasta cu firea pământească, să trăim frumos, așa cum spunem lui Dumnezeu, ca în timpul zilei. Și îi spun, Doamne, ajută-mi mie, bisericii mele și bisericii și slujitorilor dumneavoastră. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin.